dragilor, Nicu sunt de la birou de matriculă și asigurări auto Chievere și Umare. În această dimineață avem o programare la registru cu acest Peugeot Boxer, o auto utilitară, un microbuz în 2002-2003. Trebuie să mergem să facem registru auto și, după cum știți, noi ne ocupăm și de dusul mașinii la registru, serviciu care este inclus în preț. Plouă, ninge, soare, dimineața, seara, noi ne ținem de cuvânt și ne îndeplinim toate sarcinile din contract. După cum știți, nu de mult am deschis un canal de YouTube unde postez tot felul de filmulețe, de informații cu dumneavoastră, clienții, despre dumneavoastră, despre mașini, și toate acestea se întâmplă, bineînțeles, cu acordul dumneavoastră. Ne-ar ajuta tare mult dacă v-ați abonat la canalul nostru, ați mai dat și câte un comment, câte un share din când în când, ar fi minunat pentru noi. Mai avem puțin și vreo 3 km, așa, maxim 4, și ajungem la registru, unde avem o programare la ora 9:30. Și cum nouă ne place să fim punctual, o să ajungem puțin mai repede. Acest client, proprietarul acestei mașini, a apelat la noi pentru pachetul complet de servicii, numere roșii, înmatriculare, asigurare. Din păcate trebuie să vă las, că după cum vedeți, mai în față stă poliția să verifice declarațiile. Și pentru că suntem oamenii cum trebuia, avem la noi inclusiv declarația pe proprie răspundere. Așa că vă urez o zi frumoasă, ne vedem puțin mai încolo. Vă salut din nou, am revenit, am terminat cu registrul auto, am trecut, bineînțeles. Acum trebuie să mergem înapoi să ducem mașina clientului conform înțelegerii. Deci nu uitați, vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube în matriculări, asigurări auto, să vă abonați, un like, un comment, dacă doriți, bineînțeles, nu este nimic obligatoriu. Indiferent de vreme, noi ne ținem de cuvânt. Încercăm să vă facem viața mai ușoară, nu? Vă doresc o zi minunată tuturor și vă mulțumesc tuturor pentru că apelați la serviciile noastre și că aveți încredere în noi. Nu uitați, vă oferim o gamă largă de servicii, între care impunere auto, radiere auto, numere roșii, adică înmatriculări provizorii, scoateri din evidență, înmatriculări, transcrieri de pe un proprietar pe celălalt, deci cam tot ce ține de domeniul acesta, și asigurări, bineînțeles, inclusiv asigurări de locuințe. Ok, acum, pentru că suntem la volan, o lăsăm mai moale cu filmatul, vă doresc o zi frumoasă și multă sănătate. Și nu uitați, la noi totul se rezolvă.